Știința a început bine meciul de pe Christian Stad Arena. Ghița a marcat la doar câteva secunde de la primul fluier, însă suedezii au taxat imediat cu gol prin Jepson. Iancu a prins un start bun și s-a mers bară la bară până în minutul 8, moment în care handbalul a scăpat de sub controlul echipei băcăoane. Tigrii de la Christian Stad au arătat că știu despre ce vorbesc. Cu Jepson și Gudmundsson pe atac și cu celebrul Butler în poartă, gazdele au făcut show. Unul care n-a picat bine Științei, poarta a fost ca și inexistentă pentru băcăoani. Nici Tamaș, nici Tevzadze și nici Grigoraș n-au putut face ceva. Asta în condițiile în care, în apărare, studenții s-au prezentat precum niște jaloane pentru ambițioșii jucători suedezi. Cu un atac la pământ și o defensivă din aluat, băcăoanii au scăpat jocul de sub control, iar IFK Christian Stad a intrat la cabine cu avantaj de 10 goluri la pauză, 23-13. La 3 minute de la reluare, Eliodor Voica l-a pierdut pe Marius Bondar după ce extrema băcăoană s-a ciocnit cu Jepson în marginea careului. Trei minute s-a întrerupt partida, însă Bondar și-a spart arcada și nu a mai putut continua. Meciul, în schimb, a continuat, bineînțeles, cu aceeași Știință în lipsă de inspirație, inexistentă pe extreme și anihilată complet la linia de 9 metri. Doar Rotaru a avut câte o licărire, însă Lindskog, de partea cealaltă, l-a eclipsat complet prin numeroasele reușite la poarta băcăoană. Diferența a crescut treptat, fără ca time-out-urile cerute de Eliodor Voica să aibă efect. IFK, Christian Stad, Știința Municipal de Deman Bacău, scor final 40-25. I'm very satisfied with the result and especially our first half. Sunt foarte mulțumit de rezultat și în special de prima repriză. Am avut o viteză în plus față de adversarii noștri, am realizat multe goluri pe contraatac, ceea ce a făcut și diferența. Am găsit soluțiile bune în apărare, ajutat și de un portar în mare formă. E un rezultat bun în vederea meciului retur, dar trebuie să fim profesioniști pentru că în sport orice este posibil. I'm satisfied with the way the team played today. Especially in the offensive, because we were struggling last game, didn't make enough goals and... Sunt foarte mulțumit de rezultat și de modul în care echipa mea a jucat, mai ales în apărare, acolo unde am avut probleme acum câteva zile în campionat. Mă bucur că am găsit soluțiile potrivite. Cred că Bacăul este o echipă bună, dar azi n-a fost ziua lor. Săptămâna viitoare va fi cu totul alt meci, sunt convins, trebuie să fim pregătiți. Mă așteptam la un meci mai bun din partea jucătorilor mei. În acest moment nu mai am cuvinte. Cred că acum nu mai avem prea multe șanse în retur. Echipa suedeză este acum principala favorită pentru calificarea în grupele EHF. Swedish team is qualified for the next in the group phase. În momentul de față aș cataloga un meci ca unul foarte slab în apărare și nici pentru atac nu pot spune că am avut foarte multe ocazii, ba dimpotrivă, au fost multe ezitări și multe greșeli. În altă ordine de idei, ca o concluzie generală, cred eu că ne-am confruntat cu alt handbal și în momentul de față ar trebui să luăm notă de la acest ritm și acest nivel de joc. Au fost ceva greșeli pe care noi le-am făcut și, să zic așa, am căzut psihic prea repede, doar o părere. Au un joc exact pe care știam că îl practică și ei și-au făcut jocul, noi n-am reușit să-i oprim în apărare și asta a fost meciul din țara asta. Returul dintre Știința Municipal de Deman și IFK Christian Stad se va disputa sâmbăta viitoare la Sala Sporturilor.